Vreau să vă întreb, pentru că tot a venit sezonul rece, sunt foarte multe avarii în Constanța. Când avem căldură, nu avem apă caldă și invers sau niciuna. Încotro ne îndreptăm? Cum va fi iarna aceasta? Sau Iarna asta va care fi. va fi soarta societății? Doamnă, știți foarte bine că amândouă erau în insolvență, și Radetul, fostul Radet, și CETU. Captive una alteia. Mă rog, istoria este veche cu datorii. Hotărârea noastră pe care ne-a impus o strategie de termistă să păstrăm sistemul așa cum e. Asta înseamnă să avem un CET nou, să avem o rețea de transport de la CET către punctele termice schimbată și o rețea de distribuție schimbată și puncte termice modernizate. Asta durează. Iarna asta cu siguranță va fi ca iarna trecută, în sensul în care și ca ultimele ierni, da, vom mai avea avarii și vom interveni punctual să le rezolvăm. Echipa de la Constanța Termoficare este pregătită. Știu că parametrii termici nu sunt cei adecvați, dar vă rog să înțelegeți că cu cât crește mai mult temperatura și implicit presiunea, cu atât probabilitatea să se spargă aceste țevi care sunt ruginite e mai mare. Ce facem noi? Uitați, mâine, sper să fie o zi norocoasă, mâine deschidem ofertele pentru schimbarea unui tronson, a unei jumătăți de oraș din sistemul de transport. Sperăm să avem un câștigător care să facă proiectarea și execuția și din, hai să spunem, din aprilie, cel târziu să ne apucăm să schimbăm toată. Iară vor fi gropi în oraș, iară lumea va nu de parcă acum n-ar fi va fi deranjată, dar cum putem să schimbăm tubulatura de transport, rețeaua asta de transport, fără să săpăm? N-avem cum. Deci ne concentrăm și perioada următoare este ca să reabilităm sistemul ăsta, pentru că el este de acum 50 de ani, și să schimbăm tot ceea ce înseamnă rețea de transport și rețea de distribuție, ca, pe de o parte, apa să ajungă mai, agentul termic să ajungă mai fierbinte la punctele termice și după aia la cetățeni, căldura să fie mai mare. Și pe de altă parte, bineînțeles, să nu mai avem pierderi. Și bineînțeles că pierderile influențează și prețul. Ori din perspectiva asta, vedeți și noastră că s-a scumpit foarte mult gazul. Vreau să vă spun că CET-ul, care nu este al nostru, este Ministerul Energiei, deci producția de agent termic nu este al nostru, este Ministerul Energiei. Facem demersuri acum legale, după ordonanța 60 privind darea în plată, să preluăm noi activul ăsta și să avem noi la municipiu atât producție, cât și transport, cât și distribuție de energie până la consumator. Cum ar fi normal sistemul să fie tot în proprietatea noastră? Dar mai durează, e o procedură legală destul de complicată care implică și ANAF-ul, implică și Ministerul Energiei, implică și CET-ul și pe noi și, mă rog, e mult mai complex. Dar asta facem. Vă spun, da, vă spuneam, s-a scumpit gigacaloria. Gigacaloria a crescut de la 6. Se scumpește și la, mă rog, deci din cauza creșterii prețului la gaze, gigacaloria pe care CET-ul meu vindea cu 350 de lei, acum devine cu 670. Deci în următoarea ședință de Consiliu Local vom lua notă de lucru ăsta, că nu avem cum interveni, nu putem aproba și gigacaloria va ajunge probabil la 1330. Și prețul final la consumator? Va decide Consiliul Local prețul final la consumator, care până acum era 250 de lei și probabil că îl vom mări. Se va dubla. Îl vom mări, nu știu dacă chiar se va dubla, dar îl vom mări pentru că este subvenția va crește foarte mult. Imaginați-vă că anul trecut subvenția a fost la 250 la 600. 600 ăsta este acum 1337. Ori din perspectiva asta vorbim de un efort bugetar al tuturor constanțenilor pentru plata acestei subvenții imens, peste 200 de milioane de lei. Și avem acești bani în iarna asta? Îi avem, însă asta face ca plaja bugetară
necesară pentru investiții și pentru susținerea proiectelor să rămână din ce în ce mai mică. Ori anul ăsta ca anul ăsta, dar anul viitor nu ne mai poate prinde așa. Asta sub nicio formă. Prin urmare, trebuie să investim în schimbarea sistemului pentru ca să scădem pierderile și prețul de să fie mai mic, să fie într-o zonă pe care o putem suporta, să o suporte și cetățenii, dar să putem suporta și noi subvenția. Pentru că dacă noi vom duce bani de la bugetul local numai către subvenția asta, atunci n-am făcut nimic. Pur și simplu riscăm să rămânem subdezvoltați. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, să știți că sunt constanțeni care spun că eu nu mă încălzesc. Că să fiu iertat, dar de la 105.000 de consumatori acum avem numai, cred că până în 50.000. Și sunt unii care se întreabă, dar de ce din banii mei, da, exact, care se duc în bugetul local, să subvenționăm pe alții. Bun, încerc să înțeleg și să explic tuturor că, de fapt, e o chestie de solidaritate și că, până la urmă, urmei... Acea solidaritate am văzut-o și pentru locuitorii din Hericoandă. Au fost nemulțumiri și legat de acest aspect, nu au trimis oamenii mesaje. Vă rog. De ce trebuie să le plătim lor căldura? Când noi muncim, iar cei de acolo, mulți dintre ei, nu e adevărat, ce? Avem un proiect acum, căldura la ei este electrică, din păcate așa a fost construit, dar avem un proiect acum prin care subvenționăm și acolo căldura. Știți, lucrurile astea trebuie făcute legal, iar legea înseamnă hârtii și dacă prin hârtie ei dovedesc că sunt în situația asta, nu putem să nu facem lucrul ăsta. Dar, încă o dată, e o propunere pe care o facem Consiliul Local. Consiliul Local, la cererea cetățenilor care reprezintă pe cetățeni, poate să decide într-un fel sau în celălalt.